Viceprimarul comunei Padeș, Mihai Argintaru, spune că în perioada imediat următoare vor demara lucrările la sediul a două centre de informare turistică. La sediul primăriei, asociația Arii Protejate Nordul Gorjului de Vest a venit cu o propunere în Consiliul Local pentru a le oferi dânșilor două spații, două terenuri, unde să amenajeze două centre de informare turistică. Noi am fost de acord, consilierii au fost de acord, am luat decizia în Consiliul Local ca să punem la dispoziție acestei asociații două suprafețe de teren. În cele 8 sate componente din Padeș sunt mai multe obiective turistice care atrag în fiecare an turiștii în această zonă. Comuna Padeș, având un potențial foarte ridicat din punct de vedere turistic, ați văzut și dumneavoastră zona Valea Mare, în special zona Cernăsat, sunt două zone rar întâlnite ca și frumusețe în România. Și satul Cloșan cu tradiții și satul obiceiuri. Satul Cloșan nu mai vorbesc cu tradițiile pe care și le-a păstrat, dar tradițiile și le-au păstrat și Motrusecu și Călugăreniu, mai ales obiceiurile de iarnă pe care dumneavoastră cred că le știți. Pizărăi aveți și râuri. Avem Motruș, vestitul râu Motru care ne traversează comuna, un râu foarte frumos. Deci este și o zonă de campare acolo, la Motrusec. Da. Oricum, am înțeles că este un râu destul de interesant. Apa este, temperatura apei este constantă. Cum este? Da, temperatura apei este constantă. Pe râul Motru putem să găsim și renumitul păstrăv de Cernă. O manifestare deosebit de importantă este și cea care se organizează în Câmpia Soarelui, dar și altele legate de tradițiile și obiceiurile care se păstrează în satul Cloșan și Motrusec.